După moartea reginei apar și controverse, dar și primele provocări pentru Charles al III-lea. Mai mulți britanici au ieșit să protesteze împotriva noului rege, dar și a familiei regale britanice. Poliția din câteva orașe a făcut chiar și arestări. Zeci de britanici au ieșit pe străzile din mai multe orașe britanice pentru a protesta împotriva monarhiei. Oamenii au adus cu ei pancarte pe care au scris diferite mesaje îndreptate la adresa familiei regale și au exprimat nemulțumirea față de preluarea puterii de către noul rege. Protest about the clampdown that we've seen over the last few days. I think that's what those are. But I wrote not my king because of course I was told yesterday by the police that I wasn't allowed to write that and if I did I'd be arrested. Protestul care se desfășoară sub sloganul Charles nu este regele meu a scos în stradă britanici din Londra, Oxford sau Edinburgh. În cel din urmă oraș, o femeie a fost arestată după ce a afișat o pancartă cu un mesaj blasfemic alături de cuvintele aboliți monarhia în timpul ceremoniei de proclamare a noului rege. Tot în aceeași zi, la Oxford, un alt britanic a fost arestat sub suspiciunea unei infracțiuni de ordine publică după ce a strigat cine l-a ales în timpul unei ceremonii de proclamare a lui Charles al III-lea. Mai apoi, un tânăr de 22 de ani a fost arestat după ce l-au huiduit pe prințul Andrew, unul dintre fiii reginei, în timpul ceremoniei din Edinburgh, Scoția.